Un bărbat de 37 de ani din Cojușna a fost lovit mortal de o mașină în apropiere de localitatea Vatra, din suburbia capitalei. Impactul a avut loc în aproape de miezul nopții. Bărbatul era împreună cu soția când s-a întâmplat nenorocirea, dar femeia a scăpat nevătămată într-o mergea la distanță de victimă. Potrivit oamenilor legii, pietonul a fost lovit de o mașină Hyundai. Șoferul a declarat inițial că victima ar fi fost omorâtă de un alt automobil, iar el nu ar fi observat cadavrul și ar fi trecut peste el. Preliminar însă, medicii legiști au declarat că bărbatul a fost lovit de o singură mașină. Conducătorului autoi s-au prelevat probe de sânge pentru a vedea dacă nu era în stare de ebrietate. Riscă până la șapte ani de pușcărie acum.